Am revenit în studioul emisiunii Orașul Tău. Vă spuneam că suntem împreună aici, în fața dumneavoastră, așteptând și telefoanele la numărul de telefon pe care îl regăsiți în fiecare seară pe micile dumneavoastră ecrane. Alături de mine se află în continuare domnul doctor Alexandru Frecea. Haideți să vedem, noi am tot așteptat, a fost cald în ianuarie, a venit iarna, ne-am bucurat cel puțin așa, fiecare după putință, cât l-a lăsat inima de zăpada aceasta și de ger, dar ne dorim primăvara. Este un anotimp frumos, dar care are sensibilitățile lui dincolo de anemii și de alte slăbiciuni. Așa este. Pentru pacienții cu ast, primăvara și vara sunt o corvoadă, un coșmar. Pentru că atunci înfloresc plantele, o parte din ele primăvara produc polen, altele vara, ceea ce coincide cu sezonul crizelor de astm. La fel, astmul fiind tot o boală obstructivă și cu substrat alergic, este pur și simplu o alergie care se manifestă în interiorul bronșilor, în loc de alergia cutanată cunoscută tuturor. Primăvara, odată cu înflorirea plantelor și cu schimbarea vremii, primăvara este într-adevăr un anotimp care, pe lângă faptul că ne bucură foarte mult cu toată frumusețea care ne înconjoară, aduce și o mulțime de neplăceri. Astmul este acea boală care îngreunează respirația. În forme foarte grave suntem nevoiți să avem la noi și anumite medicamente și un mic aparat care ne ajută să respirăm mai bine. Este însă și o situație care poate fi reglementată, nu este așa de complicat până la urmă, trebuie doar să mergem de fiecare dată la medic. Este ceea ce de fiecare dată noi v-am îndrumat, să ascultați sfatul medicului, să nu luați medicamente în mod greșit, chiar dacă este o perioadă foarte complicată, chiar dacă florile acelea care ne înconjoară până la urmă ne creează o stare neplăcută și ne împiedică să ne bucurăm de un anotimp de altfel foarte frumos. Este destul de dificil să facem față acestei perioade. Este tot o afecțiune de care se ocupă medicul pneumolog, medicul pe care și noi îl avem în această seară. Nu de alta, dar meteorologii chiar au anunțat temperaturi ridicate începând din această săptămână și atunci, dacă tot va trebui să trecem prin florării, prin piețe, pe alei, să ne plimbăm prin parcuri, este bine să fim și asigurați, să avem toate informațiile necesare, să știm ce trebuie să facem pentru a trece cu bine de toate aceste impedimente, să le spunem, chiar dacă nu este tocmai adecvat. Telefonul nostru vă stă la dispoziție în continuare, iar răspunsurile vor veni cât se poate de prompt. Să revenim, domnule doctor, la astmul care ne chinuie pe unii dintre noi. Da, într-adevăr, viața unui pacient cu astm este, din acest punct de vedere, o viață tristă, pentru că nu se pot bucura de venirea primăverii, de exemplu, dar, pe de altă parte, toate aceste lucruri pot fi prevenite sau tratate eficient în momentul în care apar. Un punct esențial în tratamentul astmului în România este, din nou, ca și la tuberculoză, aderența la tratament. Tratamentele de astm sunt sub formă inhalatorie, sunt mai costisitoare decât restul medicamentelor, într-adevăr, dar pacientul nu trebuie să oprească sau să-și micșoreze tratamentul fără avizul unui doctor. Ținând cont de aceste costuri, vreau să vă întreb, există subvenții, există programe în care se încadrează? Se încadrează, în general, medicamentele respective la compensarea prin rețetă electronică dată de medicul de familie. În plus, unele firme mai reduc de la ei putere pentru a-și obișnui lumea cu preparatul lor, pentru a-și face o promoție. Se mai întâmplă, dar nu este o regulă
nu permanentă. Este ceva pe care să ne bazăm. În niciun caz. Din păcate, la noi există concepția greșită cum că tratamentele inhalatorii, adică ce nu înghițim sau nu ni se injectează, ar da dependență prin asocierea cu drogurile care se prizează. Ce vreau să subliniez pentru toți pacienții și pentru toți ascultătorii, aceste medicamente, prin natura lor, pentru că sunt administrate inhalator, nu intră în sânge. Deci nu se poate face un mecanism de dependență ca la droguri. Dacă nu intră în sânge și își fac efectul strict la nivel local al bronșilor, asta le reduce substanțial și riscul de efecte adverse. Deci același medicament inhalat are mult mai puține efecte adverse decât injectat, de exemplu. Deci este recomandat, nu trebuie să vă temeți de astfel de tratamente. Da, este recomandat de congresele care se țin anual. Sunt grupuri de control al astmului, atât europene cât și americane, care schimbă sau revăd acțiunea acestor agenți farmacologici permanent. Adică în fiecare an se fac studii cât de bine a mers respectivul medicament inhalator și dacă este nevoie, schimbă recomandările, ghidul de practică. În principiu, pacienții cu astm trebuie să știe că la venirea primăverii vor fi expuși. Este necesar și un consult alergologic pentru determinarea exactă a alergenului, adică ce anume polen, praf sau chiar alimentație, substanțe chimice provoacă criza de astm. Este ca să o se examinare care se recomandă la început când este diagnosticat sau se repetă în fiecare an? La început este cel mai bine și se face o singură dată pentru că alergia cam rămâne. Nu evoluează, nu se schimbă? Se poate schimba în sensul contactării altor alergii. Exact. Deci, alergia, pe de-o parte, numai prezența alergenului poate declanșa o criză de astm. Pe de altă parte, dacă suntem expuși, să zicem, într-un mediu toxic, cu fum, cu substanțe volatile, cu praf și așa mai departe, expunerea repetată, tip de ani întregi, poate duce la apariția alergiei. Adică să nu se știe pacientul alergic din copilărie, cum se întâmplă de obicei, și după expunere de zeci de ani, de exemplu, la praf, nisip, fabrica de ciment de la Megidia, de exemplu, pot căpăta o reacție alergică. Și atunci, într-adevăr, doctorului este foarte greu odată să pună diagnosticul, pentru că astmul este diagnosticat de obicei la copii și tineri, și pacientul este greu să creadă că a făcut astm după atâția ani în care a stat în același mediu. Existența unei alergii creează mediul propice și pentru contractarea altora? Adică suntem deja predispuși? Da, chiar se și numește așa medical. Se numește că pacientul acela prezintă un teren atopic. Adică este foarte predispus la toate tipurile de alergii. Deci cineva care face rinite alergice, îi curge nasul din cauza alergenilor, de cele mai multe ori prezintă și un astm asociat. La fel, un pacient astmatic, cunoscut de multă vreme cu astm, la un moment dat poate face manifestări cutanate de alergie, care până atunci nu se întâmplau. Și sunt periodice, apar și dispar, sau odată ce ai contactat o alergie, anul viitor poți să mai contactezi una și tot așa? Nu neapărat. În general, alergiile se fac ori la o substanță anume, ori la un tip de substanță. De exemplu, la medicamente, toate antibioticele care provin din penicilină trebuie evitate la un pacient care are alergie la penicilină. Deci trebuie administrat cu mare atenție, de exemplu, amoxicilină și ampicilină,
pentru că sunt înrudite cu penicilina și persoana se știe într-adevăr alergică la penicilină și evită penicilina. Dar este important ca doctorul să-i spună dacă aveți, în primul rând să-l întrebe de alergii, să-i spună dacă aveți alergie la penicilină, aveți și la substanțele înrudite cu aceasta. Asta este valabil și la alte medicamente și la, în general, la toate substanțele alergene. Mai vreau să vă întreb, alergiile sunt doar dobândite sau pot fi și ereditare? S-au întâlnit, am auzit de cazuri la copii. Nu prea au timp să le dobândească. Da, se moștenește predispoziția genetic din partea părinților, adică nu se poate prevedea sigur va fi alergic sau nu. Dar din părinți alergici este mare probabilitatea ca și copilul să aibă o formă de alergie. Ceea ce chiar ne pune o problemă, pentru că alergia se poate manifesta ori ca la părinți, ori sub o formă complet nouă. De exemplu, părinții au rinită și copilul face asta. Dar să știți că întotdeauna la pacienții astmatici, căutând în urmă, în generațiile trecute, se găsește câte o rudă care să fi suferit de astm. La, de exemplu, bunici, la străbunici de obicei nu prea se mai știe de ce boli au suferit, dar cu o generație sau două în urmă se găsește cineva în familie care să fi fost nu neapărat astmatic, cât alergic, cunoscut cu alergii. În fața oricărui pacient care se prezintă cu alergii, dacă menționează și simptome respiratorii, suspiciunea de astm este foarte înaltă. Despre cernavodeni, ce ne puteți spune? La noi care este situația? Suntem sensibili? Avem astmatici? Este primăvara un pericol? Așteptăm, nu pot spune cu mare nerăbdare, primăvara, dar este cunoscut că în momentul acesta, da, apar mult mai multe crize ca înainte. Ceea ce mă duce și la o recomandare pentru pacienți. Dacă vă știți astmatic sau alergic la polen, puf și praf, este util să faceți o cură de o săptămână din momentul în care începe sezonul înfloririi plantelor de medicamente antialergice. Care se pot achiziționa cu sau fără rețetă? Întâi la medic sau direct la farmacie? E de preferat întâi vizita la medic. Se pot lua și în farmacie, mai ales dacă pacientul se știe alergic și i s-a mai întâmplat. Nu este foarte recomandat să se evite complet consultul medical din cauza că orice alergie se poate manifesta printr-un șoc anafilactic care este mortal și mortal rapid. Și din nou, faptul că nu am făcut sunt, de exemplu, avem un pacient alergic și n-a avut niciodată un șoc anafilactic, nu este o garanție că nu se va întâmpla cândva în viitor, indiferent de expunere repetată sau nu la alergie. Primăvara nu este anotimpul care ne aduce doar astmul, mai sunt și alte afecțiuni specifice. Într-adevăr, și numărul de pneumonii crește primăvara, la schimbarea de temperatură, la modificarea condițiilor meteorologice în general. Întâi poate apărea o infecție virală, o răceală obișnuită, care se poate suprainfecta bacterian. Adică o bacterie găsește câmpul pregătit, toți soldații sistemului imun omorâți de un virus, și atunci se dezvoltă într-adevăr o pneumonie. Pneumoniile sunt o cauză de morbiditate și mortalitate foarte gravă în toată lumea. Pneumoniile, într-adevăr, sunt la nivel mondial încă o problemă de sănătate, cu atât mai mult cu cât populația este mult mai mobilă și față de acum, nu un secol, chiar 50 de ani, chiar 20 de ani. Acum călătorim mult, călătorim distanțe mari cu avionul
Și în medii foarte diferite. Foarte și diferite. Materii, vorbind... Și climatic și cu specificitate de anumite boli. Deci anumite boli apar numai în anumite zone și trebuie să fim foarte atenți la cineva care se întoarce dintr-o zonă cunoscută pentru o anumită boală. Dacă tot ați menționat, există zone ale lumii din care atunci când se întoarce cineva ar trebui neapărat să-și facă un control vis-a-vis de anumite afecțiuni? Da, și chiar și statul obligă pentru vizitarea anumitor state vaccinarea prealabilă și la orice simptom apărut persoana respectivă poate fi pusă în carantină, poate fi obligată să nu părăsească aeroportul, de exemplu. Sau nu poate să se urce în avion din această cauză pentru împiedicarea răspândirii în alte zone a unei epidemii, cum de exemplu a fost pandemia de gripă porcină aviară umană care provine dintr-o regiune agricolă a Chinei, unde oamenii au un status economic precar și locuiesc împreună cu animalele. Adică în aceeași locuință există, stă și omul, și găina, și purcelul. Virusul gripei, având un mare dezavantaj pentru oameni, faptul că este foarte adaptativ, se schimbă repede, se modifică, de aceea, pentru prevenirea gripelor și a pneumoniilor, recomand tuturor pacienților fumători sau cei trecuți de 55 de ani să se vaccineze antiviral în fiecare an prin programul medicilor de familie. Avem vaccinare gratuită și este păcat să nu profităm de ea. Ați atins un subiect pe care vreau să-l dezbatem un pic mai pe larg. Înainte am însă rugămintea să ne spuneți care sunt acele câteva exemple măcar de recomandări obligatorii pe care ni le face statul în situația în care mergem în anumite zone. Adică punctual, dacă mergeți acolo, faceți asta, ce anume? Exact. De exemplu, statele africane impun vizitatorilor să fie vaccinați împotriva malariei, care este o mare problemă de sănătate globală. Și odată cu schimbarea climatică, s-ar putea ca și România, devenind deja un climat subtropical, prin creșterea temperaturilor, să devenim o zonă infestată de malarie, ceea ce ar fi foarte rău. Foarte rău. Malaria este numai un exemplu, dar și celelalte, febra galbenă și alte boli care apar, de exemplu, pe teritoriul statelor africane. Deci, destinațiile exotice întotdeauna transmit prin intermediul ambasadelor și diplomaților lor lista necesară de vaccinări pentru a vizita țara respectivă. Am înțeles. Deci, în general, destinațiile exotice, da. Până la urmă, ca și în lumea plantelor, ce este mai frumos e și periculos. Pe cât de atractiv, pe atât de multe semne de, nu de întrebare, de exclamare, de această dată de atenționare ridică. Să revenim la fumat. O problemă foarte complexă și medicală și socială și de educație și legislativă. Multe exact. Aspecte de abordat aici. Exact. Fumatul este riscul cel mai mare și dacă nu singurul pentru apariția cancerului pulmonar. De exemplu, nu toată lumea care fumează face cancer bronhopulmonar, dar 90% din pacienții cu cancer bronhopulmonar fumează. Este demonstrată și de multă vreme relația directă între numărul de țigări și riscul de cancer. Deci, atâta timp cât numărul de țigări este mare, nu prea contează altceva. Pentru că am auzit de la pacienți,
domnule, dar fumez mentolate, nu sunt mai bune? Nu. Nu este ceai de mentă, este tot toxic, tot nociv. Fumez cu filtru, cu trei segmente care și așa mai departe nu sunt oare mai puțin periculoase sau chiar inofensive. Dar au apărut și cele electronice. Da, asta e o discuție complet diferită. Dar în România, într-adevăr, avem mulți fumători, avem și programe implementate împotriva fumatului. În general, sunt o colaborare între partea legislativă și cea medicală. Avem un ghid antifumat, avem programe antifumat, există și opțiuni terapeutice mai multe, cum ați spus, cea mai nouă fiind țigara electronică. Nu este încă studiată, nu sunt făcute studii nici asupra siguranței, nici asupra eficacității. Deci nu este recomandabil. Încă nu. În momentul apariției studiilor, da. Părerile momentan sunt împărțite. Unele state spun că este bine și recomandă țigara electronică, alte state spun că preferă substituția clasică de nicotină, adică prin gumă cu nicotină sau prin plasturi cu nicotină. Da. Din păcate, terapia de substituție nu are o prea mare eficiență. De aceea a fost introdus și la noi în țară, prin programul antifumat, un tratament special care se face numai cu supravegherea psihologului, cu terapie psihologică concomitentă, care este foarte periculos, dar este într-adevăr ultima șansă a persoanelor dependente de fumat care într-adevăr vor să se lase pentru, în general, pentru o problemă medicală. Acolo unde nici educația, nici terapia nu dau rezultate, apare ca în orice alt domeniu legislația. Și în ultimul timp și România încearcă să se alinieze așa la un cod de legislație, ca să-i spunem așa, care să ne oblige până la urmă să ne conformăm și să respectăm și libertatea celor din jur de a fi sănătoși, chiar dacă noi vrem să fumăm. Fumatul pasiv este un pericol, ne spuneați, destul de serios. Așa este. Într-adevăr, legislația, odată cu aderarea la structurile europene, am preluat și noi legislația lor. Din păcate, la noi nu se respectă. Le avem pe hârtie, dar nu le respectăm. De câte ori n-am intrat într-un restaurant, iar zona de nefumători, să zicem, că era simbolic acolo desemnată și era clar că este un local în care se fumează. Până și acest fapt relativ minor este important să scrie la intrare aici se fumează sau aici nu se fumează. Și mai ales să se respecte. Să se respecte. Pentru că am văzut inclusiv în benzinării oameni fumând în benzinării, în interior sau chiar lângă pompă. Deci în momentul în care nu ne putem opri din viciu nici ca să nu luăm foc, atunci este clar că persoana respectivă va fuma în orice circunstanțe și... Nu știu ce ar mai putea opri. Aș vrea să ne aplecăm un pic și asupra educației. La toate nivelurile. Am discutat despre tuberculoză, pneumonie. Educația, până la urmă, se face și în școli. Chiar dacă acasă avem carențe, dacă părinții, bunicii vin din alte generații și nu au beneficiat de această informație, noi acum totuși ne creștem copiii într-o societate care beneficiază de foarte multe posibilități de educare. Așa este. Așa este și este foarte important să profităm cât mai mult de aceste programe. Nu sunt nici prea multe, nici prea frecvente, dar au un impact foarte mare, mai ales la vârsta impresionabilă în școli. Trebuie să-i educăm pe copii să se ferească de fumat
cât mai mult posibil, adică de preferat nici să nu se apuce. Pentru că sevrajul la fumat este foarte greu, partea de lăsat de fumat, vorba pacienților, e foarte ușor să mă las de fumat, m-am lăsat de 100 de ori. Problema este că rata recidivei este foarte mare. Deci mai bine nu ne apucăm de fumat și îi învățăm pe copii de mici că fumatul este o idee proastă și care va afecta la vârsta maturității și mai ales la bătrânețe. Foarte pe scurt, vreau să punctăm și importanța sau locul și rolul pe care îl are medicul de familie. Medicul de familie este prima verigă într-un lanț foarte important al actului medical. Medicul de familie dă îngrijirea primară. Pacientul trebuie să știe, să-și formeze un obicei. Primul la care merge este medicul de familie. Din păcate, iarăși, nu avem destui medici de familie ca să avem o adresabilitate bună. Adică avem programări, un număr limitat de pacienți. Un medic de familie are foarte mulți mari pacienți, mai ales în mediul rural, și nu se poate ocupa de ei cum ar trebui. Și în același timp, medicul de familie poate trimite și mai departe către medicul pneumolog în cazul unei afecțiuni pe care o bănuiește ca fiind de risc. Domn doctor, suntem pe finalul acestei întâlniri. Mai vreau un singur lucru, să ne explicați, să punctăm până la urmă de ce este tuberculoza boala săracului și să faceți referire directă la partea psihologică, la implicațiile psihologice ale acestui aspect. Exact. Această problemă se adaugă la celelalte legate de tuberculoză. Faptul că pacienții încă cred că este o boală mortală, că este o boală rușinoasă a sărăciei, într-adevăr, apare mai ușor la persoanele defavorizate, dar asta nu înseamnă că nu putem să luăm toți boala. Într-adevăr, deci până la urmă trebuie să reținem că ține de felul nostru de a ne respecta. Până la urmă înseamnă să te respecti, să ai grijă de tine, de cei din jur. Dacă ai o boală, nu trebuie să o și transmiți celorlalți, trebuie să ai grijă de tine. Așa că, dragilor, ceea ce vă transmit în final este să aveți grijă de voi, până când marțea viitoare vom afla cum putem să recunoaștem alte afecțiuni de care, din păcate, uneori suferim, cum putem să le tratăm și cu cine trebuie să ne consultăm pentru acest lucru. Rețineți, niciodată sau foarte rar medicamentele se pot lua fără a consulta medicul. Mai bine niciodată. Domn doctor Alexandru Frecea, în această seară alături de noi, mulțumim pentru prezență. Cu mare plăcere, îmi pare bine să fiu aici alături de dumneavoastră. Lămuririle au fost mai mult decât necesare, vă așteptăm și cu altă ocazie. Mulțumesc foarte mult, bună seara! O seară bună!